Suntem gata? Ne concentrăm? Ne concentrăm? Strângem pumnii? Strângem pumnii? Și sus! Hai! Gata! Bun! Luăm tabletica în mână. Așa. Știi să folosești? Așa e, știi să o folosești, nu? Da. Am tableta acasă. Când ai voie să te joci cu tableta? În weekend. În weekend? Da, și la fel și la desene, nu în timpul săptămânii. Doar în weekend? Da. Dar la desene nu mai scape așa din când în când? Ba da, decât când sunt încuiată, asta am făcut luni. Și au reparat totuși. Mergeți, vă rog frumos. Mergeți. Lăsați-o, că e... Suntem gata? Da. Da, da, aveam okay. O discuție, stimată. Iertați-mă, copilului. Emisiunea se numește Aici eu sunt vedeta. Deci dumneavoastră... Păi da, și eu sunt... supervisor. Bodyguardul. Auzi? Da, și cam de câte ori pe săptămână te închizi singură? Păi nu, se lasă puțin ușa, dar se închide singură. Aha, au reparat ușa sau usas? Da. Au reparat-o? Da. Și nu mai poți să te închizi? Nu. Ta. O să se mai lasă. Tu știi întrebările astea care o să ni le pună? Da, va nu mă lasă să fac. O să te lasă pe tine. Bun, prima întrebare. La bibelourile din vitrină, la șosetele lui cu pisicuțe, domnul Radu Sârbu. What? La obiceiul de a mângâia, de a mă mângâia pe talpă seara. Apăsați acum. Incorrect. Eva. Clar. Are șosete cu pisicuțe, tati? Nu era niciun răspuns, așa că am apăsat șosetele. Pot să mă aștept la surprize de la Eva, pentru că, cum am mai zis, are o imaginație foarte bogată și uneori când le zice, rămân și eu pe spate, așa. Tu ai răspuns okay. Corect, tati a greșit, să știi. Da, greșeala mea, da. Ce să fac? Asta e. Păi da, dar nu vezi că-i panoul ăsta. Pe bune! Poftim. Tu nu vezi că-i steaua asta. Tu nu vezi ce a apăsat, că e steaua asta. A, normal. Pipelorile, domnul Radu Sârbu. De ce ai apăsat tu? Am gândit ca un adult acum și... Păi nu, pe ce ai apăsat? Poftim? Pe ce ai apăsat? Pe bibelouri. Aolo. Aolo, deși ala mea. Da. Ok. Bine, okay, chiar okay. Avem bibelouri. Păi știu, dragă, dar de ce ai apăsat bibelouri? M-am gândit ca un adult. Sunt praf, nu? Așa e. M-am gândit ca un adult. Trebuie să gândesc ca un copil. Ok. Da, ai bibelouri, aveți. Da, normal. Am înțeles, corect. Da, normal. Bun. Păi cine n-are? Aia e. Bun. Întrebarea cu numărul 2. De ce se sperie tati cel mai tare? Da. De șef Scărlătescu? De fantome? Sau de locurile de joacă? Apăsați acum! Ce mă sperie pe mine? Nimic nu mă sperie pe mine. Fantoma se sperie! De fantoma? Bine! Bravo, Eva! Bravo! Așa! Ține tot așa! Și eu la fel! Ea acum este cu niște desene, cu vampirași, cu fantome și m-am gândit că îi plac personajele astea și am zis că acolo o să o nimeresc. Și a nimerit-o. Se gândește ca mine. Ce nu știe lumea despre tati? Ups, din nou? Că este spion. Că ține mulți bani sub saltea. Că pictează. Apăsați acum. Spion, ține bani sub saltea sau pictează? Pe ce apasă? Păi nu, pe ce vrei tu? Tu ce crezi că... Ce face? Nu te uita. Spune și mie, ce crezi că nu știe lumea despre tati? Că e spion, ține bansul țaltea sau pictează? Ce crezi tu? Ce nu știm noi despre el? Cred că mă ajută să pictez. Da? Bine. Ia să vedem. Corect! Bine! Bravo, Eva! Bravo! Deci bine. Eva, ce te-a învățat tati pe tine? Să nu îi spui lui mami când vorbește cu fana lui blondă. Să faci la o liță. Sau refrenul Maya Ho. Ce te-a învățat pe tine, tati? Ce te-a învățat?
Păi nu, aș crede că refrenul. Te-a învățat să refrenul? Da. Refrenul? Da. Și tati? Păi am apăsat. N-a mers? Păi nu, că... Nu merge. Gata! Hei, corect! Știe piesa și știe. O avem pe un joc video acasă pe care o jucăm frecvent. Știe că acolo e tati și asta m-am gândit că e cea mai bună. Și tocmai de asta am ales-o și am ales bine. Eva, e foarte bine. Ultima întrebare, da? Uh-huh. Bun. Care e cel mai trăsnit lucru pe care îl face tati? Așa. Cântă la burtică. Merge pe role și cade. Sau o bârfește pe Loredana Groza. Cântă la burtică. Apăsați acum. Ai apăsat? Da, role. Iar a greșit tati! Iar a greșit tati! Eva, ai răspuns corect, merge pe role și cade, bravo! Tati! De ce ai apăsat? Da, am apăsat, da. Tati, stai puțin, tu o bârfești pe Loredana Groza. Eu o bârfesc, chiar de una zi am avut o discuție despre artiștii cu care colaborez la studio și atunci am discutat foarte mult despre Loredana și am asociat că ar fi auzit. Dar nu o bârfim. Nu, în sensul bun. Și eu bârfesc. În sensul bun, bineînțeles. Da. Bun. Deci ce piesă frumoasă a ieșit. Foarte frumos. Mulțumim tare mult la loc, lăsați tabletele aici. Lasă tableta acolo.